Salut, prieten! Ce mai faceți? Vă jucați și voi Watch Dogs? Așa ca mine? În caz că nu vă jucați, sau în caz că vă jucați, dați-mi voie să mă prezint. Numele meu este Viorel. Și procedem la a doua misiune, imediat, din actul 1. Suntem pe la începutul jocului. Trebuie să ajungem la sora noastră, practic. Că fiul ei, na, nepotul meu, cum ar veni, are ceva petrecere sau trebuie să ne vadă, ceva de genul. Dar înainte de asta, hai să... sunt multe de făcut în jocul ăsta, să-mi bat picioarele dacă nu. Voi face și videoclipuri în care nu va fi neapărat nevoie să comentez, pentru că, de exemplu, uite, sunt... turnurile astea CTOS, cum să vă zic eu, ca un fel de turnuri din Assassin's Creed, ceva de genul, știi? Îți deblochează alte evenimente pe hartă, jocuri, curse, nebunii de astea, dacă mergi și reușești să le hackezi. Și mai sunt gang crime-uri, gang hideout-uri și mai încă o chestie care nu durează nu știu cât, dar... Na, nu e nu știu de comentat acolo, știți? Nu e ca și misiunile din campanie care, de exemplu, una din ele urmează acum să o facem. Trebuie să ajungem acolo. Vrei drop-uri când conduc? Păi, da, ce să fac? Asta e, eu v-am zis că, na, asta e viața. A, da, și mai sunt fixer contracts astea, fixer contractele astea, nu știu cum să le zic, contracte fixer, hai că mai bine o fi așa. Apar, cred că sunt 40 în tot jocul, dacă nu mă înșel. Și sunt un pic mai grele ca și, uite, fătuză, mama ta de frame drop, băgam așa că mă enervează. Opa, ce e asta? Ceva șmecherie? Hai să luăm, că poate fi cine știe. E un muscle car din ăla. Uite. Hai că suntem aproape de punct oricum. Big Brother ăsta. Și ca și emisiunea, Big Brother. Ok. Hai să vedem. Uite, uite la frame drop. Băi, deci nu pot să cred. Uite, 57, 60, 65. Când mă întorc un pic scade la 20. Băi, Ubisoft, scoate patch-ul ăla, fută-l dracu. Crap. Am hackat pe ăsta, am hackat pe amândoi, nu? Ok. După cum v-ați dat seama, așa și puteți să vă faceți bani, hackându-le conturile prin intermediul telor ăla, prin intermediul telefonului. What the fuck? Hai să începem. Big Brother începe acum. Ok, trebuie să mergem în curte. Care-i partea aia? Ok. Ceva de haka... Opa. Banile? Ah, pe naiba. Nu la toți, după câte vedeți, ar fi și cam culmea, știi, ai fi împuțit de bogat, ai fi dacă ai putea până la urmă să hackezi conturile la... să toți să aibă de pe stradă conturi, să le hackezi, știi, ar fi... ar fi prea ușor. Se face un arsenal de arme de n-are rost în jumate de oră.
case, you deserve 10 birthday tickles. What? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 10! 10. Stay here for a second. So, an entire year and... Wait. No, am întârziat. Cât? Un an? Nu bine. Let's have a look at you. You look older. Oh, shit. Thanks for that. It's his first birthday without Lena. Oh, how's he doing? Still doesn't talk to anybody but me. Yolanda says it's his way of maintaining some sort of control. Yolanda? His therapist. She's helping him. It's good. Just slow. It's hard, but we're gonna get through it. Jax. Și seamănă, nu? Parcă la ochi așa, între ei. El și sora sa. You bring up your toys. I'm gonna speak with your uncle. Yeah, I'll be up there in a sec. This matters. You being here. I just need to make sure that things are different. Things are different. Da, eu știu cât te minte. Zici că nevasta, mă, băga mai și picioarele. Always the big brother, huh? Mișto, mișto narațiunea, mișto expresia fețelor, mișto. Join the party in the backyard, head inside Nicky Zone, trebuie să mergem înăuntru. Hai să vedem, nu e nimic pe aici, ceva, nimic. We all did. Ce e aici? The kids were playing vigilante, imitating that guy they keep talking about on TV. Nimic? Ceva să fur de la sora mea din casă, nimic? Cine se ține zărare jos? I was the only villain, but I make a mean bad guy. I gave him hell. I should have come earlier. Meds, oh, bun, cum să nu? Dracu știe unde apare băgaia de meds. Barea de status de meds. Eu nu știu, n-am băgat de seama. Și l-am jucat de Dracula la până la actul 2. Uite pe ăsta. Tic, măi! Alo! Copilul lui Dracu. Bă, prietenaș, tu ce faci? Te joci pe tabletă? Te joci Watch Dogs pe tabletă? Opa. Oh, nice. I know where you live. How are the locks on those doors? Who is this? Why are you calling? Nice ass. Na? Ce-a fost aia? Ce proastă ești. Ești blondă, ce mai? Dar știi tu câte resurse are asta? Na, vezi dacă ești blondă.
Pana mea, hai bine să-i n-ai gura. Ok. Te pui cu puterea lui Aiden de hackare, bă, ăsta micul care a încercat. Marea cu sarea, marea cu degetul. Ok, take down the suspect. Ah, dar nu-i stres. Treci aici, fraiere. Again. Dar nu-i stres. Adică de stres. Mă, morții măsii de... Ceacanaua ăsta unde mere? Ha? Merg pe contrasens, nenorocitule. Uite, uite, uite la frame drop-uri, fătus, mama ta. Bagă-te în el! Tu scură, mate, să-ți fot! Bă, câine obosit! E nasol că nu poți să tragi din mașină ca în GTA, știi? Păi normal că e over. Uite acolo! Bang, bitch! El e concentrat la cursă, știi, cum de altfel sunt și eu. Hai mă, gata, ești fraiere. De acolo ce n-am luat, de n-are rost. Unde mă ta fugi? Unde fugi? Bă, nu trage, cretinule, ce ai? Hai că o să obosești tu, o să obosești tu, nu-i stres. Mă, să ajung la tine. Da-te, bă! Aș putea să-l împuși, știi? Dar aș vrea să-i fac un takedown non-letal, știi? O să obosească el, nu-i stres. Mă, să mă înținem. Vine aici, câine obosit, vine aici. Mamă, ce placaj, de n-are rost! Tiu, tiu! Nice! Trebuie să-i facem hack la telefon. Ah, fuck! Nu putem! Sau putem? Ba, putem! Am zis că trebuie să eliberez un turn din ăla, știi? Eu știu, cum v-am spus că am jucat jocul, dar nu vă spun. From a guy who threatened my family. I want to know who hired him. Well, the call came from somewhere in the Loop District. But that's as far as I can see. Okay. I can hack CTOS inside the Loop. Then I should be able to pinpoint the source of that call. Let's do that. Loom's building a new CTOS center in the Loop. It's perfect. DedSec tried to attack that center last month. We failed, and they just added more armed guards. So it won't be easy. You sound like my sister. Relax. Make sure I'm armed and dangerous. Tare, prietenaș. Na vine, prieten. În videoclipul următor o să vedeți cum decurge un hack. A, e sistemul ăsta de reputație, ceva în genul... A, stai un pic, ce joc am jucat-o recent în care era un sistem din ăsta de reputație? E, Spider-Man, da. Uimitorul Spider-Man 2, parcă era, nu? The Amazing Spider-Man 2, a fost lansat acum o lună de zile, da. Da, în ăla era un sistem de-asta de reputație. Ce, până la urmă, e simplu de înțeles. Dacă ajuți civilii care sunt potențiale victime și prinzi și imobilizezi infractorul prin metode non-letale,
ai o reputație mare și eu știu dacă îi ucizi, să zicem așa, în timp ce mergi și alergi cu mașina, desigur că o să fii arătat cu degetul, să zic așa. A bine, prieten, cam asta a fost a doua misiune din actul 1, Big Brother. În videoclipul următor vom vedea cum se va hacka un centru din ăsta CTOS, în principiu un turn din ăsta, ca să avem acces la mai multe activități pe hartă. Dar până atunci, ce să vă zic, să ne auzim cu bine. Pa, pa!